parte de tine, nu pot să stau, în gânduri te caut și-n vis îmi apar. Cu tine oriunde în lume aș pleca, să fiu lângă tine, ești steaua mea. M-ai învățat să ierți atunci când sunt rănit, m-ai învățat să cred mereu în infinit. Și toate astea puse cap la cap, pe vești de tine m-au legat. Foarte frumoasă din povești, de atâta vreme a mea ești. M-ai împlinit, mi-ai dat un sens, mi-ai dat un ce din univers. Foarte frumoasă din povești, sunt fericit și știu că ești tot ce-am visat și voi visa. Rămâi mereu frumoasa mea, cu gândul la tine sunt zi de zi. Când ești lângă mine, clipa o pot opri. Iubirea din mine mă face să plutesc, să stau lângă tine și să te iubesc. M-ai învățat să iert atunci când sunt rănit, să cred mereu în infinit. Și toate astea puse cap la cap, pe vești de tine m-au legat. Foarte frumoasă din povești, de atâta vreme a mea ești. M-ai împlinit, mi-ai dat un sens, mi-ai dat un ce din univers. Foarte frumoasă din povești, sunt fericit și știu că ești tot ce-am visat și voi visa. Rămâi mereu frumoasa mea. De-atâta vreme a mea ești. M-ai împlinit, mi-ai dat un sens, mi-ai dat un cer din univers. Fată frumoasă din povești, sunt fericit și știu că ești tot ce-am visat și voi visa. Aplauze pentru Ovidiu Comornic! Atât de frumoase sunt piesele lui Ovidiu Comornic, atât de romantice, încât am avut și un tânăr romantic aici care și-a invitat mama la Maladans, Oana și Tudor alături de noi. Veți vedea puțin mai târziu cum a fost piesa lui Ovidiu. Vreau să aud! Nu, e doamnă care nu-l iubește pe Ovidiu? Asta mă gândeam și eu. Aici, să știți, la mare, doamnelor, domnilor, plouă cu soare în momentul ăsta, picură puțin. Stăm puțin, hai să stăm aici la soare, că nu se știe când îl mai prindem. Asta e Ovidiu, m-am gândit să stăm puțin la soare, că dacă stăm la umbră, nu e bine. Pe de altă parte, trebuie să înțelegeți că Ovidiu la mare este acasă. Sunt acasă, da, de aproape o lună și ceva sunt aici. Și în fiecare seară am treabă. Adică? Adică la mine acolo, la jucăria mea. Mi-am făcut o jucărie pe perioada de vară și... Jucăria pe perioada de vară se mută la Vama Veche, acolo exact, unde puteți nu numai să-l vedeți pe Ovidiu, dar Ovidiu vă și poate pregăti niște scoici, niște peștișori. Nu eu personal, nu, dar... Măi, v-am mai spus, avem... Ovidiu n-are, nu trebuie să facă el, care om. Adică vine acolo, e... Dar avem... la un cocktail, așa mă pricep, pot să fac un cocktail, pot să fac mai multe minuni interesante. Am vorbit cu Oana și cu
și cu Tudor o să-i facem o vizită lui Ovidiu, care însă Ovidiu pe timpul verii preferă mai degrabă să se odihnească după luni întregi în care trage toată lumea de tine. Nu neapărat mă odihnesc, mai bine zis supraveghez și chiar vocea. Și chiar mă implic. Da, și din toamnă reluăm din nou activitatea artistică, mai plecăm prin țară, ne mai întâlnim cu cei care ne iubesc muzica și împreună cu trupa mea OK Band o să avem mai multe evenimente. Da, eu vreau să știu de la tine, Ovidiu, mai ales că ești un om al mării, al turneelor făcute la mare. Și pentru că suntem aici, câteva momente savuroase, simpatice, cu fani, fără fani, cu tine, pe scenă din Arif. Că nici nu mi-aduc aminte exact. 12 ani de zile eu am cântat în fiecare vară pe litoral și cântam în toate cluburile de noapte, în spectacole. Singura chestie interesantă era că erau mai multe concerte în același timp. Începeau în diferite stațiuni. Și tu trebuia să... începeau spectacole și tu trebuia exact să ajungi de în același acolo. Timp, da. Și trebuia să cânti... deci nu era un timp anume. Trebuia să cânti până vedeai că vine următorul solist și cântai și te tot uitai în lungul străzii să vezi vine cum... Și câte piese trebuia să ai pregătite? Păi trebuia să ai vreo 40 de minute la tine, cam minim. Așa. Minim, da. Și s-a întâmplat să cânti și mai mult de 40 de minute? S-a întâmplat să cânt... că l-așteptam pe Marcel Pavel și pe Sandra Radoși. Prietenii mei. Și au venit după vreo oră și ceva. Probabil că s-o fi întâmplat ceva. E adevărul e că traficul la mare în anumite momente este chiar, chiar periculos. Da. Și e foarte aglomerat. Da. Oricum e frumos și publicul e în vacanță, se simte bine. Cum e viața la vama? Pentru că el este Vamaiot vara, ca să înțelegeți. Da, eu mă simt foarte bine acolo pentru că e o stațiune de care eu m-am îndrăgostit în urmă cu foarte mult timp și mă bucur că am avut ocazia și norocul să-mi fac acolo un loc al meu și să mă simt bine în continuare. Acolo încercați să ajungeți, dar faceți rezervare cu mult timp înainte, că nu e ușor la Ovidiu. Doamnelor, dacă vreți o întrebare sau ceva să vă spună Ovidiu, acum este momentul. Doamne, aveți? Să ridice mâna cine vrea să vorbească cu Ovidiu, dar n-avem un microfon, avem pe aici, ca să vedem cum să facem. Ziceți, doamne, ia veniți încoace. Ia spuneți, doamne, ce vreți să-i spuneți lui Ovidiu? Dacă e adevărat, cea mai frumoasă colaborare ați avut-o cu Angela și Mirea? Păi e adevărat, doamnă, e adevărat, doamnă. Dar el a mai avut și multe alte colaborări. Eu nu știu cu cine n-ai făcut un duet, că ai făcut cu foarte multe artiști. Da, am colaborat cu toți artiștii, dar cu Angela și Mirea am colaborat 15 ani de zile. Și am avut și dacă vreți să întrebați ceva, să întrebați ceva de doamna Similea pe Ovidiu, chiar ce mai face? Da. Angela e bine, e cu siguranță, nu știu dacă se uită la noi în America. E în America, e nu? În America. Ea ne-a mai urmărit, ții minte, și atunci și de ziua ta și am avut e conectată la ce se întâmplă în România și acolo. Da. Alte? Un băiat. Un băiat. Un băiat și doi nepoți. Și doi nepoți. Alte întrebări? E frumos la mare, doamne, e frumos. Foarte frumos. Acum e momentul, doamnelor, sesiune de fotografii la pauză, da? Pentru toate doamnele care sunt prietenele noastre de aici, fotografii cu Ovidiu, da? Foarte frumos. Da, doamnelor și domnilor, chiar... aoleu!